Dacă aveți credite, pregătiți-vă să plătiți rate mai mari. BNR ar putea să majoreze din nou dobânda de referință, avertizează analiștii financiari, ceea ce înseamnă automat costuri și rate mai mari la împrumuturile bancare. Analiștii spun că în acest moment dobânda cheie din România este sub dobânzile de politică monetară din țări precum Polonia, Ungaria sau Cehia. Mă aștept ca dobânda cheie să fie mărită la 6% cu 0,5 puncte procentuale, mai ales din cauza inflației record de peste 15% în contextul actual. Costul creditării, în condițiile în care dobânzile la creditele în lei deja au ajuns la 9% și dobânzile la creditele în euro au trecut de 3%, antreprenorii se așteaptă mai departe la o creștere a costului finanțării care va influența foarte mult economia reală. Mă aștept ca BNR să crească rata dobânzii de politică monetară cu mai puțin de 1%, probabil 0,75%, din cauza faptului că în ultimele luni au mai fost două creșteri deja ale dobânzii de intervenție de referință a Băncii Naționale, iar pe de altă parte s-au văzut că au încercat să se mai tempereze deja creșterile inflaționiste din ultima perioadă.